De data asta începem un video pe întuneric. Bine ați venit la noi pe canal. Sunt cu Isa, ascunsă aici în fața mea. Se încălzește. Și suntem în Montreal. O să întorc camera să vedeți. S-a topit toată zăpada de ieri. S-a mai încălzit și n-a fost nici foarte multă. Mergem la un spectacol de flamenco la Teatrul Rialto din Montreal. Nu știu dacă o să putem să filmăm înăuntru, probabil că nu, poate o să vă arătăm așa niște frânturi. Sâmbăta trecută am mai fost cu Cosin la alt spectacol de flamenco undeva mai aproape de noi, dar la fel, din respect față de munca artiștilor, am filmat, dar nu am postat despre asta. Cine vrea să vadă, sigur că cumpără bilete, dar aici am vrut să filmez și să vă arăt unde suntem. Suntem pe strada Bernard în Outremo, care este un cartier al Montrealului, și mergem, cum spuneam, spre teatru. Nu am mai fost niciodată la Teatru Rialto. Și am văzut poze și arată superb, așa că sigur o să va fi vechi, ca un cinema vechi, nu? Exact, cu decorații frumoase. Așa, din ce am văzut din poze, arăta super. Dar o să întorc camera până acolo și sper să se vadă ceva, chiar și pentru întuneric. Da, suntem pe strada Bernard, cum vă spuneam, din Outremo, un cartier în Montreal. Este un cartier în care trăiesc foarte mulți evrei, după cum vedeți, chiar traversează acum pe stradă. E vineri seară și probabil că se pregătesc de șabat. Este un cartier unde este și un magazin faimos de bagels, se cheamă Saint-Viateur. Am fost cu Isa mai de mult, dar pe vremea aia nu făceam vlogging. Avem doar poze de acolo. Nu știu dacă o să trecem chiar prin pe lângă el. Până ajungem la teatru, ne-am luat așa o marjă, am zis că poate găsim un loc de unde să cumpărăm un sandwich ceva, că nu am apucat să mâncăm de seară. Este acum ora 5, iar spectacolul începe la 6. Și mai avem de mers, am lăsat mașina cam la 10 minute de mers pe jos. Am zis să facem și mișcare și să admirăm cartierul și zona aceasta e foarte frumoasă pe strada Bernard. Poate că o să revenim odată și pe zi să vedeți. E plină cu magazinașe, buticuri și uite aici în dreapta este un cinema vechi, teatru, se cheamă Teatru Outremo. Restaurante. Sigur, cel mai frumos e să vii pe lumină și când e mai cald, mai plăcut, ca să te bucuri de plimbare. Deși astăzi e, acum e, nu e chiar așa de rău. Sunt peste 0 grade, nu m-am uitat, sincer, să văd. Uite, un restaurant frumos aici, în dreapta, după grilaj. Iar o să ne întrebe cineva de ce este grilajul. Că-s construcții aici. Eu ți-am dat un cuplu ăla, îi se cheamă ăla Les Oiseaux, știi? Nu știu. Ah, da, acolo unde avem invitație? Cred că au păsări. Nașul Isabelei face 60 de ani peste o lună și
mergem la un restaurant. Crezi că ăla e? Pe Bernard? Nu mai mi-aduc aminte. E pe platou. A, nu cred că e ăsta, nu. Mă rog, poate că mai am. Știu că m-am, poate, da. Știu că m-am uitat pe hartă și nu era aici. Și uite aici un magazin specializat pe prânzeturi. Ți-mi minte că am intrat mai de mult pentru ceaiuri. Hai să traversăm. Iar aici avem Epiceria Le Cinq Saisons. Eu n-am auzit de ei, Isa mi-a spus. A fost o tipă care a fost bari aici. Deci e un supermarket așa mai de lux. Vrei să te uiți sau nu? Nu neapărat, nu? Nu neapărat. Căutăm altceva, un loc din ăsta așa unde poți să mănânci o salată, un sandwich, nu? Da. Uite așa acolo, vezi? Este banca Desjardins și scrie sus Outremont pe clădire. Mă rog, sper să se vadă ceva, că e întuneric. Uite, și aici o să fie, vezi, în curând o să fie vânzare de brazi. M-am uitat acum și sunt 5 grade, de-aia simțeam că e cald, nu? Nu s-ar zice, tu ești înfofolită acolo, te rece? Da. Un pic. Uitați ce intrare frumoasă aici și ușa sculptată. Bineînțeles, adusă la zi cu codul de pe ușă. Uite și un renesans vis-a-vis. Un magazin de thrifting. Magazin de ochelari cu nuiele. Încă o familie tradițională de evrei ortodoxi, ultra-ortodoxi, cu îmbrăcămințile și perciunii lungi, lăsați să crească, specifici. E ciudat, uite o alee frumoasă, asta pe zi ar fi fost, dar ce vreau să zic e, asta este. E ciudat să vezi încă frunze, deși a nins, pentru că totuși primul îngheț a fost de-abia săptămâna trecută. Acum 10 zile, cam așa, când a și fulgâit prima oară și frunzele n-au apucat să se scuture. Am găsit un restaurant, l-am văzut de vis-a-vis și mergem să vedem dacă e pe gustul nostru. Uite, și magazinul ăsta arată interesant, Bref. Art and Design. Restaurantul e aici, se cheamă Helm. Și am trecut pe lângă teatru, era coadă. Mă gândesc că poate dintre cei care n-au bilete, că totuși e o oră mai devreme. Oricum, de stajul, nu știu dacă avem timp să... Cât de repede te servește. Hai! Domnul de la intrare a fost onest și ne-a zis că e cam la limită, că avea cam jumătate de oră și probabil că durează până îți face mâncarea, până te servește, până vine să-ți ia nota, să-ți ia banii, așa că încercăm să vedem dacă găsim așa ceva mai simplu, să luăm o gustare. Hai să mergem în față, trecem și de coadă, vă arătăm, uitați, în față este coada la teatru. Nu știu dacă sunt mai multe spectacole în același timp. Mă gândesc că nu, că e o singură sală. Și dacă lumea stă să-și cumpere bilete, că nu au bilete. Păi că probabil că au dat drumul să intre lumea. Probabil. Loco local.
cred că au biletă, că uite, vezi, le arată. Da. Uite, vezi, acolo aveau fructe. Vrei o banană, ceva? Da. Ok, hai să vedem, hai să traversăm prin față. Uitați ce clădire frumoasă care este hotel. Am luat niște mâncare sănătoasă, nu? Da. Și ne așezăm la rând. Așa arată. Și aici anunțul cu spectacolul. Noi mergem la primul din 10 noiembrie. Uite, unele fete au venit cu fustă, vezi? Ne-am gândit și noi, dar am zis că o să înghețăm. Și am renunțat. Un pic de istorie despre teatru. Să imortalizăm. Trebuie biletele. Da. Am lăsat-o pe Isa jos și am zis să vă filmez un pic decorurile. Uitați cât este de frumos. Se aude și pe fundal muzică spaniolă. Și acolo este scena. Noi avem bilete la premium în partea de jos. Ajungem imediat și acolo. Scările sunt foarte abrupte. Chiar când am urcat, era o doamnă și de-abia mergea, dar acum o înțeleg. Este și un bar. Și așa arată aici sistemul de sunet. Și partea de jos. Și mergem să o găsim pe Isa. Aici suntem în rândul, în primele rânduri aproape. Asta e. Se uită toată lumea. Impresii la cald? Foarte frumos! Foarte frumos spectacol, într-adevăr! Am filmat un pic la sfârșit din spectacol, când ne-au lăsat, de fapt, înainte să ne lase. Dar toată lumea a filmat la final. Și o să vă lăsăm la sfârșit să vedeți. Ne ducem spre mașină acum. A fost spectacolul foarte frumos. Parcă peste ce am văzut la Sevilla și peste ce am văzut săptămâna trecută, diferit. Mai intens. Mai intens oricum. E mai frig acum afară. Și am ieșit de la... Prăc, nu era foarte cald în sală. Era ok, dar...
un pic cam tare sonorul la început. Ne-a luat ceva timp să ne obișnuim. Dar totul trăit la maxim. Foarte intens, a durat o oră și un pic. Mai ce au pus la mașină. Acum s-a făcut flamenco acasă la întoarcere. Exact, asta nu știu ce face aici. Și-a pornit mașina. O să închidem. Trecem pe sub copacii plini de frunze. Da. Și vă mulțumim ca de obicei că ne urmăriți. Ne vedem data viitoare. Isa? Yes. Ciao. Isa tocmai îmi spunea că i-ar fi plăcut să danseze flamenco. Păi poate merge odată în Spania și iei un curs de flamenco.